Sultan Top, ierbicid pentru rapiță. Primul subiect din emisiune am vrut să fie unul dulce. Nu dulce, foarte dulce, așa cum este micul dejun al copiilor atunci când mănâncă miere. Pentru cei 14.000 de școlari și preșcolari, cea mai dulce zi a fost vinerea trecută, când s-a desfășurat la nivel european, să știți, o campanie educațională prin care copiii au învățat că mierea nu este numai un aliment, ci și un excelent medicament. Haideți să vedem cât de dulce a fost mierea pentru ei. Ați inaugurat această campanie cu o prezentare la Colegiul Național Mihai Eminescu. Care a fost reacția copiilor astăzi? Eu spun că a fost o acțiune reușită. Copiii au îmbrățișat această activitate extrașcolară, se bucură de prezentarea vieții miraculoase a familiei de albine. De fapt, întotdeauna albina prezentat un miracol pentru om și copiii în special sunt fascinați de miracole. Așa că eu cred că generația tânără este cea care va trebui să fie sensibilizată în privința importanței rolului albinei în ecosistem, importanța apiculturii în general pentru agricultură și beneficiile unui consum de miere pentru sănătatea și fortificarea organismului. Toate acestea în 50 de minute rezumate, sigur, a fost o cursă cronometru, dar e un proiect european. În această zi, toate țările membre europene au procedat la acest gen de activități. Asociațiile de apicultori au mers în școli, au sensibilizat copiii în această privință și în țara noastră, Federația Romapis este cea care a preluat ștafeta. În acest moment, în această zi, în 15 județe, ne-am adresat copiilor la un număr de peste 15.000 de elevi. S-a ajuns cu un mesaj de susținere a apiculturii, un mesaj de decriptare a vieții acestor minunate viețuitoare a albinelor și, sigur, de încurajarea consumului de miere. Ați reușit să aflați dacă copiii mănâncă la micul dejun miere? Da, sigur, ei sunt mâncători de dulce, dar diferența între mierea de albine și celelalte categorii de dulce o face faptul că mierea este un aliment sănătos, natural, iar celelalte categorii de dulce sunt dulciuri rafinate care nu produc întotdeauna beneficii organismului uman. Așadar, pentru a îi încuraja să mănânce miere, le-am distribuit și câte o caserolă de miere la ieșirea din sală, ca să se îndulcească și să aibă o zi memorabilă. V-am văzut că i-ați fascinat cu povestea dumneavoastră, spuneați că la 10 ani stăpâneați un regat, da? Aveați primul stup, iar acum aveți 100. Le-a sunat foarte interesant toată această poveste. Credeți că veți avea viitori apicultori de aici? Da, unul dintre copiii chiar a venit să-mi spună că părinții săi sunt apicultori, deci s-ar putea să îmbrățișeze. Le-am deschis puțin perspectiva competițională, în sensul că ei pot să participe la selecția și pregătirea pentru Olimpiada Apicolă, care va avea loc anul viitor în Slovacia, în cursul lunii iulie anul viitor. Se adresează și ce ar trebui să facă copiii? Ce presupune această pregătire? Copiii cu vârsta între 12 și 14 ani pot să participe, trebuie să aibă cunoștințe despre apicultură, pentru că testarea se face pe verificarea cunoștințele teoretice, cunoștințe despre biologia, anatomia și biologia albinei și despre exploatarea în stupină, în condiții reale de stup a albinelor. Deci sunt trei probe pe care trebuie să le depășească copiii și cei care au o vocație către apicultură vor participa la Olimpiada de anul viitor. Acest an, în 2014, în luna iunie, o delegație de copii olimpici au participat în Pszczela Wola în Polonia,
au fost primiți de consulul României în Polonia, acești copii. Eu spun că au obținut un rezultat frumos, un scor pe poziția 12 din 22 de țări membre. Olimpiada, cine a câștigat-o? A câștigat-o o delegație de copii din Austria, de la o școală particulară de apicultură, o școală vocațională particulară, care are tarife mari, aș spune eu, pentru pregătirea copiilor. Intenția noastră este să colaborăm mai strâns cu Ministerul Educației Naționale și să solicităm, dacă e posibil, în cadrul liceelor vocaționale să se organizeze câteva clase de apicultură. Ar fi benefic pentru sectorul agricol, dar pentru componenta apicolă în special. Ar fi util și pentru noi să ne mândrim și noi cu apicultori olimpici, nu, la anul. Să știți că apicultura s-a dezvoltat mult în ultimii ani în România. Suntem al doilea stat membru UE ca și număr de familii de albine, ca și efectiv. Ne depășește doar Spania. Deci suntem, spun eu, în topul țărilor exploatatoare de albine. Din păcate, mierea noastră merge în general la export, la consum extern, pentru că obiceiul alimentar al românului nu include, din păcate, foarte frecvent mierea. Poate, cu toate că suntem al doilea producător de miere, suntem ultimul la consumul de miere. Din păcate, pentru că o avem și o consumă alții. În loc să trăim noi un stil de viață sănătos. Știu că la începutul anilor 90 consumul era de 50 de grame, acum totuși a mai crescut. Pe unde am ajuns? Nu suntem la 50 de grame, din păcate, nici acum. Suntem undeva la 20 de grame pe locuitor. Ne propunem să creștem acest consum. Ar fi în beneficiul sănătății, în primul rând, al populației și, sigur, și pentru dezvoltarea sectorului. Tocmai de aceea cred că această campanie va trebui reluată an de an, pentru că tânăra generație este cea care e mai receptivă și căreia putem să-i determinăm schimbarea comportamentului alimentar. Așa că noi vom fi și anul viitor în școli și sperăm să vină și alte asociații alături de noi. Mulțumim și succes alături de copii! Mulțumesc și eu! O afacere de milioane de euro care a pornit de la zero pare mai degrabă o glumă, nu? Nu este glumă, este o realitate. Afacerea se află la Cordoba, frumos oraș. Acolo se întâmplă ceva magic pentru că se produc silozuri care sunt vândute în toate colțurile lumii, aproape în 40 de țări și în România. Să știți că eu am întrebat-o curioasă fiind pe colega mea Patricia, ce părere are despre patronii acestei afaceri și mi-a spus foarte sincer că a fost impresionată de simplitatea lor, de puterea lor de muncă, de normalitatea lor. Și vreau să-i cunoaștem și noi. Sunteți de acord? Haideți! Întotdeauna am admirat oamenii care pot constitui modele pentru ceilalți care au ceva de împărtășit din experiența lor de viață, de business, care pot împărtăși cu noi, de ce nu, ceea ce ei au învățat de-a lungul vieții. Suntem în Spania, alături de o familie extraordinară, doi soți care timp de peste 40 de ani lucrează într-o fabrică numită Silos Cordoba. Numele spune exact ceea ce fac și unde își desfășoară activitatea. Și aș vrea să încep discuția noastră pornind de la anii de început. Înainte de a face introducerea, poate trebuie să-l prezentăm și pe domnul Joaquin Gonzalez, cel care ne-a adus aici și care va fi translatorul nostru și ne va ajuta să ne înțelegem cu familia despre care vă vorbeam. Activitatea ați început-o în 75, dar v-aș întreba ce sunteți de meserie și cu ce experiență ați început această afacere? Se fue consecuencia de quedar en el parque. Lucram la o firmă că producea utilaje și echipamente pentru zootehnia, pentru ferme. Firma a dat faliment și a rămas șomer.
Atunci, fiind șomer, știind clienți care aveau, a început el să viziteze acest client să continuă activitatea desfășurată până atunci. Astăzi v-am cunoscut împreună și vreau să întreb și pe doamna dumneavoastră dacă întotdeauna a fost alături de soțul dumnei. Pues sí, ha sido siempre, pues porque yo no quería que nos separáramos ni separar a los niños. Entonces tenía, empleaba muchísimo rato en el trabajo y yo me traía a los niños y estábamos, cuando estaban libres de colegio, estábamos juntos todos. Spune că faptul că soțul era prea mult timp la muncă și nu prea-l vedea, în loc să-l certe să fie mai mult acasă, s-a mutat ea cu casă la el. Și copiii, când nu erau la școală, tot la fabrică veneau și stau împreună acolo. Casa fiind această afacere și fabrica unde își desfășoară activitatea? Bueno, lo compaginaba las dos cosas. Îmi spune că cum este normal, a trebuit să îmbine ambele. Cu siguranță. Când ați început investițiile în această fabrică, cu tot ceea ce este la momentul acesta mai performant și cu ce resurse financiare, cu ce eforturi financiare ați făcut acest lucru? Începutul a fost de la zero. Pentru că când a dat faliment firma unde lucra, nici măcar ultima lună nu a încasat banii, nu a avut nici o indemnizație de concediere și atunci a pornit chiar de la zero. Înțeleg. Câte departamente are astăzi fabrica, câți angajați aveți și care sunt produsele pe care le livrați astăzi, am aflat în întreaga lume? Bre, oi empleado. Numărul de angajați directi în grup este în jur de 100, mai încă 100 că sunt externalizați. Cordova azi vinde în aproximativ 40 de țări și sunt mai multe unitate de producție. Cum vedeți afacerea în viitor? Pentru că v-am văzut astăzi lucrând alături de o echipă tânără și cu siguranță ați trasat obiectivele pentru ceea ce urmează să se întâmple în viitor. Ce vrea să transmită la următoarea generație, că deja a preluat conducere din grupul de firme, este vorba de domnul Juan López Regalón, este băiatul la amândoi, că a preluat deja, este actual director general în firmă, domnul Juan López este pensionar în momentul de față. Ce vrea să transmită este ce a fost până acum. Tot profit de la început s-a reinvestit în tehnologia, s-a reinvestit în dezvoltarea afacerii. Nu s-au risipit banii. El așa se dorește să transmită, să următoarea generație sau următoarele generații că van prelua conducere, să continuă în același linie. Bun, aș vrea să întreb pe doamna, care este alături de noi. Ați fost tot timpul alături de soțul dumneavoastră și probabil că ați fost sufletul afacerii. Care credeți că a fost cheia succesului, elementul care v-a menținut pe piață atâta timp și care dăinuie în continuare, sunteți în afaceri și poate că îi și motivează pe cei tineri? Pues el secreto es trabajar con mucha ilusión y mucho cariño y nunca pensar en el dinero. Secretul este ilusion, este speranța, să spunem așa, depusă în proiectul, muncă și muncă și să nu ne gândim doar la ce banii vom câștiga. Dacă în loc de cât vom câștiga, să vedem cât vom produce și cum vom evolua. Bun, ați avut și sufletul în afacere, dar văd că sunteți și foarte activă în partea de secretariat. Cum v-ați împărțit sarcinile în toți acești ani? A văzut cât se dorea el să aibă firmă, a ajutat cât a putut de atunci cu foarte mult entuziasm
Și în ziua de azi e același entuziasm. Ea face exact la fel că făcea la început. Produsele dumneavoastră ajung și în România. Ce știți despre România și despre fermierii români? Bueno, aquí una de las instalaciones. Ei, în 2004 au semnat un contract în care s-au făcut mai multe instalații în Ungaria. S-au făcut 35 de instalații de 20.000 de tone capacitatea și acolo a fost când au început ei să pătrundă prin țările din Est. Când s-au făcut aceste instalații, o delegație din fabrică s-a dus acolo, s-au vizitat toate instalațiile de acolo și au luat un prim contact cu o țară vecină cum este Ungaria și de acolo a venit extindere. A cunoscut l'agricultura de și la forma de trabajar de acel país. Ce ați transmite oamenilor care lucrează în domeniul agricol? Ce ați spune oamenilor care sunt tineri și acum vor să pornească o afacere? Aș vrea să ne oferiți puțin din experiența dumneavoastră, exact cum spuneam la început, și de viață, dar și din afacerea dumneavoastră. Lo que en cualquier otro sector ca și în orice domeniu, efort, muncă și retehnologizare să crească productivitatea cu efort mai mic. Aș vrea și părerea doamnei. Eu, fundamental, complementant ce a spus domnul, muncă, 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 repete din nou muncă, să nu te gândești la ce vei câștiga, să nu te gândești la câte ore pui la muncă, dar în paralel să te informezi bine ce tehnologie sunt noi pe piață, ce se poate face să producă mai bine și mai simplu. Eu vă mulțumesc foarte mult, felicitări pentru ceea ce faceți și succes în activitatea dumneavoastră. Os agradece el tiempo que le habéis dedicado. Os admira y quiere que sigáis mucho tiempo unidos y adelante. Gracias. Vamos al subim si no hay. Știați că România este țara cu cei mai mulți străini în domeniul agriculturii și cu cele mai mici prețuri la terenurile agricole? Adevărul este că toți străinii au ridicat valoarea pământului în România. Ne privim țara și vedem că în partea de vest terenurile sunt cu 40% mai scumpe decât toată România. Mă întreb, ne întrebăm cu toții, mai merită să vindem pământ? Mai există pământ de vânzare? Care este prețul real? Și de ce este mai avantajos să vinzi suprafețe comasate? Haideți să aflăm chiar acum. Domnule Muscă, am înțeles că aici în vestul țării sunt printre cele mai mari prețuri la terenul arabil. Cum mai există teren arabil în primul rând și în al doilea rând, cam cât costă să cumperi un hectar de teren arabil aici în jurul Aradului? Da, mai sunt terenuri de vânzare pentru că au fost făcute, comasate, adunate de către străini și acum le vinde. Pământul în zonă este, acum eu am cumpărat personal la nivel de 9.800 de euro și am cumpărat o suprafață mare de pământ. Mai există, sunt acum, de exemplu, au doi spanioli în tot așa într-o zonă unde deja cer 12.000 de euro pe hectar. Sigur că nu le-a dat nimeni și nu le oferă nimeni suma aceasta, dar până la urmă o va vinde și ei. Prețul pământului la ora actuală este scump, este mare. Acum, dacă avem în vedere că se va uniformiza prețul pământului și la noi cu toată Europa, atunci probabil că va merita. Sigur, dacă îți faci calculul în câți ani amortizezi un hectar de pământ,
Iar este altceva. Eu dacă mi-am permis să cumpăr pământul și la prețul acesta, este pentru că am toate celelalte facilități. Și depozitarea, și mecanizarea, și tractoare, și combine, și utilaje de lucru. Deci am tot, tot, tot. Nu trebuie să iau pământul și după aceea să-mi cumpăr tractor și silos și plug și nu știu ce. Le am pe toate și mi-am putut permite și mi-am putut permite și într-un sens în care băiatul meu are un complex de porci de 10.000 de capete, vrea să mai facă complexul de bovine de 4-500 de capete, vrea să-și mai mărească încă și complexul, să-și facă și un abator și mai departe, și în contextul ăsta el trebuie să aibă pământul lui, să nu depindă niciodată de nimeni. Asta a fost principiul de la care eu am plecat pentru a cumpăra și am cumpărat pământul și consider că am făcut o treabă bună. Dar nu este un preț prohibitiv pentru fermierul român? Își mai pot permite fermierii români să cumpere la prețul ăsta teren în România? Deci am cumpărat parcelă comasată, parcelă foarte mare. Ca să cumperi, aia este una, iar ca să cumperi cu 50 de ani și cu un hectar de o parte și de alta, la utilajele care le avem acum nu mai merge. A fost și faptul că terenul a fost comasat. Nu mai este prohibitiv în condițiile în care la nivel de UE sunt acele. Asta ați văzut duminica la televizor, spunea unul în Olanda pământul este 55.000 de euro. În Austria este de la 35.000 de euro pământul prost la 100.000 de euro pământul bun. Nu știu în ce măsură se vinde și cât se vinde. Dar faptul că aceste cifre sunt vehiculate și sunt spuse, nu cred că chiar sunt povești și minuni. Sau pe undeva prețurile sunt apropiate de acelea. Așa că sigur că la noi încă, vedeți, este marele necaz că dacă ne uităm pe bursă și vedem că la Paris bursa la grâu este 180 de euro, la noi totdeauna vine și spune, nu, la noi trebuie să fie 140 sau 150 de euro pe tona de cereale. Asta se termină până la urma urmei, că nu vor dăinui ei cei care face și noi vom fi și noi mai uniți fermierii și vom putea să ne spunem cuvântul și spune, nu, domnule, nu ne dai atâta cât se dă pe bursa de la Paris, du-te învârtindu-te. Dar pentru aia trebuie să poți cum pot eu acum să zic, domnule, eu nu îl vând decât atunci când îmi convine. Și el dacă nu are de la cine să lucreze și să iei cereal atunci când recoltează la preț mic, până la urmă se conformează. Și o să câștige foarte puțin și atunci toată lumea să fie mulțumită. Așa cum aș bate joc de cei care îi știe săraci că n-au spații de depozitare, ia cereala și stă cu ea în căruță sau în undeva să vină cineva să-i o cumpere. Asta este marele necaz la ora actuală. Nu te poți apuca de că ai pământul și n-ai tu tractor și n-ai spațiu de depozitare. Asta este deja o utopie. Domnule Muscă, ce redevență oferiți noastră proprietarilor de teren? De prin 92-93 am ajuns la 1500 de kilograme de cereale la hectar și o ținem această redevență, respectiv 750 de kilograme de porumb boabe uscat sau bani într-o contravaloare, iar la grâu 750 de kg de grâu sau bani sau chiar pâine. Ați văzut, oamenii vin și își iau pâinea, primesc în contul grâului, nu mai au grâu și atunci noi măcinăm grâu, le facem făină, facem la brutărie pâine și le dăm direct pâinea calculată dintr-o 100 de kg de grâu câtă pâine trebuie să ia și ei vin și își iau zilnic sau săptămânal cum vreau pâinea care o au necesară pentru familie. Deci zice, eu am de pentru un hectar 750 de kg de grâu, de luat și 750 de kg de porumb. Porumb îmi iau că poate are ceva animale, găini, păsări, eu știu ce pe acasă, iar dincolo zice, pot să iau pe toată suprafața, să iau numai pâine pentru familie, pentru copii, își duce pâine acasă, îi dau inclusiv făină să aibă de unde să-și facă o prăjitură sau un cozonac. Ce vreau este la alegere, pentru că tot ce am produs până la urmă în această societate este de pe pământul lor. Și atunci și ei trebuie să fie mulțumiți. Sigur că am avut și necazuri și am spus, dă-ne mai mult de 1800. Nu vă dau, veniți în locul meu și vă faceți voi. Eu nu pot să-mi dau pentru că nu mai rămâne profit ca să pot să investesc și să dezvoltăm societatea. Că nu se face numai așa, împărțim totul, dar și vrem să adunăm totul. Oricum este destul de mare redevența comparativ la ce se întâmplă în restul țării. Dacă vă spun că am fost și situații când la cele două unități am avut 6 milioane de euro profit în ani favorabil după ce am dat și redevența, înseamnă că toată lumea trebuie să fie mulțumită. Și noi și oamenii. Și oamenii de la noi sunt foarte mulțumiți în condițiile astea și nu vrea să dispară nimic, vrea să țină societatea și vedeți, există un potențial extraordinar de mare în această zonă pentru agricultură. Deci așa cum facem noi producțiile acestea. Și am învățat și alții. Am învățat să scarifice terenul și să împlinde tractoare cu scarificatoare, să lucreze ca lumea. Am învățat să facă culturile cu densități mai mari, mai intensive. Am învățat mult.
prin mass media, prin vizite, pentru că aici au fost și anul acesta cu Monsanto, au venit circa 400 de fermieri din toată țara, din care au fost și din Serbia și din Bulgaria. Deci s-au făcut schimburi de experiență și lumea a văzut la fața locului ceea ce noi am obținut și ceea ce am văzut. Ne deranjează foarte mult pentru că suntem tot, nu știu cum să spun, dacă pot să spun, amenințați sau tragi de mânecă și ne arată ursul cei cu gazele de șist. Da, o să discutăm și despre subiectul ăsta. Vreau să vă mai întreb legat de coada la pâine. Se pare că are foarte mare trecere. Am văzut foarte mulți oameni care așteptau, au ales să ia în locul grâului pâine pur și simplu. Asta le dați pe tot parcursul anului? Le asigurați pâinea? Da, pe tot parcursul anului. De la recoltat, după recoltatul grâului se distribuie grâul sau banii sau bonurile pentru pâine și are bonurile până la pâinea următoare. Depinde cât el își calculează fiecare cât are nevoie. Sigur, astăzi a fost puțin mai mare coada pentru că este sâmbătă, pentru că se lucrează sâmbătă numai până la ora 1 și a fost mai comasat, mai comprimat timpul în care se acordă, plus că și au și pentru astăzi și pentru mâine pâine acasă, mai au musafiri, la fel vindem acolo cozonaci, patiserie, deci cu nucă, cu mang, cu țărănești, toate tipurile de patiserie și de-aia a fost coada. Brutăria începe să lucreze de noapte de la ora 3 ca să satisfacă, dar mai sunt când se de la scoaterea unui cuptor până la cealaltă scoatere, se adună lume și se întâmplă și câteodată să mai se stea la coadă, dar nu mult, 10-15 minute. Oamenii s-au învățat că asta este. Din cer coboară sfânt colind, la geamuri de răsună, luminile se aprind pe rând, sub brad copii se adună. Pe cetini verzi steluțe ard, creștinii genunchează, în strai de argint pe crești de brad, stau înegeri și veghează. Cade din înalt, acoperind cărarea, coline de tori rândîși va, o stea le-arată calea. Ne-aduce seara de Crăciun a cerului lumină, să poarte-n suflet omul bun o flacără divină. Îngerii privesc prin geam acum, se aud colin de e Crăciun. Sultan Top, ierbicid pentru rapiță. Știați că România este lider în domeniul cercetării și aplicării programelor de repopulare a Dunării cu sturioni? Să știți că pentru a face din icre pui ai nevoie de specialiști. Dacă îi găsești, pentru că se găsesc rar,
trebuie să-i și plătești. Așadar, ai nevoie de material biologic, de bazine de stocare, de specialiști, dar și de multă, multă răbdare. Dragii mei, o să stăm de vorbă cu niște specialiști care au făcut din această activitate o afacere pe cinste. Bună ziua, domnul Vojvi. Bună ziua, bine v-am găsit. Să știți bine că ați am aflat multe lucruri despre dumneavoastră, cu tot întâmplător, trebuie să recunosc, dar n-am putut rezista ideii de a vă face o vizită, să vă văd investiția realizată aici, cred că cu ceva eforturi și financiare, dar nu numai, nu? Despre ce e vorba? Ce ați reușit să realizați aici, pentru că numai ce am văzut eu e ceva deosebit. Da, am început un proiect în anul 2010 pe platforma, pe amplasamentul unei foste balastiere. A, deci aici a fost o balastieră, înțeleg? Da, aici am început activitatea cu 10 ani în urmă pentru exploatarea balastului. Aha, deci cu tot o altă activitate, de fapt, da, nu? Da, cu activitatea noastră de bază este cu totul altceva, deci noi suntem o firmă de construcții. Și de la construcție și la de pește, la construcție cum? Am ajuns la pește. Cum da. Așa? Cum a venit ideea? Păi, era simplu. Din moment ce ni s-a format un lac, un lac artificial, în urma excavațiilor, în urma excavațiilor, s-a format un lac în jur de 7 hectare. Odată cu acest proiect, noi am extins lacul, acum avem un lac de aproximativ 8 hectare. Și văd că mă cam conduceți acolo, să văd lacul, nu? Păi de acolo a început acest proiect. Toată opera asta cu peștele, această operă, da. Și am început cu să populăm lacul cu crap, în cantități mai mici. Deci ați plecat, când ați gândit chestia asta, ați plecat de la ideea să realizați tot fluxul ăsta de la baltă, procesare, valorificare. Dar materialul biologic de unde îl aduceți? Că e puțin în prima etapă, noi am reușit, proiectul s-a finalizat în 2012. Uh-huh. Am reușit să închidem un ciclu, un prim ciclu. Am adus puie din Ungaria. Da? Urmând ce, ca ce din specie? Deci în prima fază am adus nisetrul siberian și nisetrul rusesc. Uh-huh. Am adus în jur de 4 nisetru siberian și rusesc din Ungaria. Din Ungaria, deci da. Este deci Rusia via Ungaria. Via Ungaria. Da, acolo este un specialist, un crescător de sturion, uh-huh, care cunoaște foarte bine tehnologia. Sturion, da, spuneți-mi, ați ajuns la sturion, ce specii de pești creșteți aici în Lăman? Deci, în mod special, că ați vorbit sturion. De crab la început. În mod special, sturion. Acest proiect și a fost conceput în două etape. În prima etapă cu sturionul. Da. În etapa a doua cu păstrăv. O să avem niște încercări de creștere a păstrăvului. Dar ideea principală și proiectul principal este sturionul. V-ați gândit sau aveți în proiect, ați avut ideea să faceți și o stație de incubație pentru pește sau luați puietul deci, gata incubat? Va fi un proiect complet, începând de la incubație până la procesare. Neavând specialiști, neavând experiență, am început să importăm puietul de pește așa, mai ușor, să ne formăm, să ne formăm, să mai învățăm. A fost puțin mai complicat. Proiectul nostru de bază este un sistem recirculant. Este o hală închisă cu un sistem recirculant care, pe lângă creșterea peștelui, a implicat și multe cunoștințe tehnice, cunoștințe de chimie. Da, o să vă rog să mă conduceți și acolo, da, să mergem. Ce se întâmplă acolo în hala aceea dumneavoastră despre care vorbiți și poate și în unitatea de procesare. Dar acum să vedem lacul ăsta interesant, o fostă balastieră să ajungă ce este acum, e deosebit. Ce aveți în plasele acelea? Este creșterea intensivă într-un fel de cuști, așa? Da, sunt niște viviere, niște cuști flotabile. Da. După ce reușim să creștem pești la o greutate de 2-3 kg și această greutate se ajunge, la această greutate se ajunge după 2 ani de zile, 2-3 ani de zile, îi mutăm în viviere pe lac, urmând ca aici să fie crescuți până la maturitate.
Ce înseamnă la maturitate? Ce maturitate înseamnă, de exemplu, adică pentru nisetru, caviar, 5-6 ani, prin asta înțelegând că după 5-6 ani ajungem la producția de bază care va fi caviarul. Am înțeles. Deci asta este de fapt, scopul. De reproducție a peștelor. Vârsta de reproducție a peștelor. Am înțeles. Da, care diferă de la specie la specie. Dar ce cantitate produceți într-un an de zile de sturion? Deci noi într-un an de zile am produs în jur de 40 de tone. 40 de tone de sturion. Valorificați unde? Deci gândirea noastră are două idei, nu știu cum vom reuși să realizăm. Am început destul de bine, cam 3 sfert din producție, cam 2/3 la export și 1/3 ne păstrăm pentru a aduce pește la maturitate. Aha, deci când ajunge la 2-3 kg, înțeleg că îl aduceți în lacul ăsta unde crește până la 5-6 ani. 5-6 ani de zile. Vârsta de reproducere, de când produce caviar. Bun, asta este. Și de ce ați găsit sau de ce ați preferat, să spun așa, să exportați mai mult sau mai aproape toată cantitatea disponibilă pentru valorificare și nu o duce și pe piața internă? Deci, pe piața internă deocamdată nu există așa cerere. Aha. Pe piața externă cererea este mare. Am început să fim cunoscuți. Ni se oferă un preț destul de bun. Deci noi exportăm pește viu. Unde? În Elveția. Toată producția și noastră merge în Elveția. Și materialul biologic, tot după acolo îl aduceți. Din Ungaria aducem. Din Ungaria, și da? Exportăm în Elveția. Bun. În urmă, să exportă, să valorifică acolo unde se câștigă mai bine, e normal să fie așa, pentru că toată această investiție și tot ce se realizează aici presupune costuri și trebuie acoperite. Deci, spre surprinderea mea, costurile sunt destul de mari. Ca să ajungă la greutatea optimă de valorificare, la cât îl valorificați, ce greutate? Deci noi tot ce am valorificat pe piața externă a fost de la 2 kg în sus. Deci, în cât timp ajunge din faza de puie de câteva grame? În jur de 2 ani de zile. Și mai repede, în jur de 2 ani de zile. Furaje? Furaje. Aici trebuie să valorificați, să folosiți da, un furaj. Da, asta este special. O problemă. Folosim un furaj special, dar un furaj destul de scump. Acela de unde îl aduceți? Tot din import? De la Biomar și de la Copens. Deci sunt cele mai bune furaje, dar și cele mai scumpe. Da. Da. Deci dacă facem o socoteală 2-3 kg în 2 ani, cam un spor în greutate de câteva zeci de grame da, pe lună. Da, e diferențiat. La început, raportat la greutatea inițială, peștele crește mult mai mult, urmând ca după o perioadă creșterea să fie mai lentă raportat la greutate. Cum colaborați cu autoritățile locale, în mod deosebit cu Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor? Pentru că știu că ei sunt implicați, mai ales că este vorba de un sector care trebuie să ofere hrană populației în siguranță. Colaborarea a fost bună. Este adevărat că acum, la început, nici ritmul nostru de valorificare nu este așa de mare. Probleme da. Deosebite n-au de unde să da, fie. La acum, implementarea deci proiectului a fost nevoie și de autorizarea celor instituții respective, nu celor la Direcția Sanitară Veterinară. Da, a fost nevoie de mai multe avize și autorizații. Deci, le-au dat ușor? Nu au fost probleme. Da? Nu au fost probleme. Sigur, da. Domnul doctor, uite că domnul doctor este aici și ne-a urmărit. Sigur, haideți lângă noi aici. Și ce pot să vă spun este că din prima clipă în care dânsul ne-a adresat și ne-a solicitat sprijinul, a fost foarte deschis. Toate sugestiile noastre au fost cât se poate de bine primite și pe parcursul celor 2 ani și jumătate de când lucrăm împreună, chiar și în condițiile. Deci a fost un investitor disciplinat, nu? Mai mult ascultător. A fost o surpriză pentru cineva care nu e obișnuit cu industria agricolă și în special cu peștele, care este chiar foarte sensibil. A fost extraordinar de cooperat. Bun, dumneavoastră ca autoritate specializată, să-i spun așa, pe zona asta de sanitar, veterinară și siguranța alimentelor, urmăriți fluxul tehnologic, dacă îl pot numi așa, dacă respectă toate condițiile, dacă sunt sigure, dacă nu sunt probleme cu
bolile eventual, dacă ar putea fi vorba și de așa ceva aici. Normal, una dintre atribuțiile noastre este aceea de a urmări în permanență și de a supraveghea atât partea de creștere a peștelui, cât și partea de procesare a acestuia. Ce pot să vă spun este că la această unitate se desfășoară atât un program de autocontrol în care dânsul efectuează și prin laboratorul propriu și la noi la laborator autorizat. Au un laborator propriu unde își fac un mic laborator propriu, un laborator final. Și ce analize final, faci? Ce urmărește? În special analize primare referitoare la calitatea laptelui pentru partea de creștere, calitatea apei, tot pentru partea de creștere. Calitatea laptelui la pește? Lapte, nu, apă. A zis, da. Apei, am zis, scuzați-mă. Da, nu e nimic. Scuzat. Deci așa. E vorba de calitatea apei, nu? Calitatea apei. Ce condiții trebuie să îndeplinească apa pentru creștere? Urmăresc în principal gradul de puritate acesteia, gradul de oxigenare a apei, uh-huh. încărcătura cu diverse microorganisme nedorite. Și ce soluție găsiți când n-aveți cantitatea suficientă de oxigen în apă? Cum o asigurați? Oxigenul este o problemă foarte importantă, probabil cea mai importantă problemă. Avem un rezervor tampon, un recipient mare de oxigen, oxigen lichid sub presiune, și avem un sistem automatizat de oxigenare. În fiecare bază o să intrăm în hală și spațiu să le vedem. Din păcate cresc costurile din această cauză foarte mult, dar asta este situația. Da. Odată cu creșterea peștilor, consumul de oxigen este mai mare. Există pericolul în apa în care se dezvoltă, în bazine în care se dezvoltă peștele, să apară și vegetație sau eu știu ceva care să împiedice buna creștere, creșterea în condiții optime a peștelui? În mod normal, în orice apă destinată creșterii peștelui, dar și în apa normală, se dezvoltă o microfaună și o microfloră, cunoscută în general sub denumirea de plancton. Sigur. Aceasta consumă o cantitate foarte mare din oxigenul care este în apă. Având în vedere că la dâns și creșterea are loc în sistem intensiv, unde densitatea peștelui pe metru cub de apă este foarte mare, ei trebuie să fie foarte atenți la alți posibili consumatori a acestei surse de oxigen, care, cum a spus și domnul Vojoi, este destul de... Interesant, deosebit mi se pare ceea ce ați realizat și faptul că creșteți sturionul în Cuști. Este un lucru extraordinar, am văzut ce dimensiuni uriașe au, da? Pentru cei care nu se pricep și nu necunoscători, așa li se pare ceva deosebit, dar iată că se poate, important este să se vrea. Fondurile europene nu reprezintă un ajutor numai pentru fermieri, ci și pentru marile companii care vor să-și extindă business-urile. Astfel, una dintre cele mai importante companii din Argeș, care produce și comercializează produse de carne, a aplicat pentru mai multe fonduri SAPAR. În același timp, datorită galului Argeșul de Mijloc, a aplicat și pentru niște bani europeni. O idee bună, nu? Așa că a reușit să-și mărească afacerea de la un porc sacrificat pe zi la câteva sute. Stăm de vorbă cu domnul Dicu Gheorghe. Sunteți patronul, administratorul unei fabrici de mezeluri. Când ați pornit această afacere? Afacerea am pornit în 1993. Doi asociați și practic patru oameni pe care i-am angajat la vremea respectivă. Am început, a fost un început mic, aș putea să spun așa, 50-100 de kilograme pe zi. Și din aproape în aproape am crescut producția, numărul de salariați, dar adevărata capacitate și de producție am început-o în 2003, când am accesat primul proiect SAPARD. Ce drept a fost destul de mic, 300.000 de euro, dar așa sunt în general începuturile și a fost o mică experiență. Următorul proiect SAPARD a fost în 2007, depunerea proiectului în 2006, cu executare până în 2008, finalizare în 2008. Proiectul a fost de 2.300.000 de euro și practic suntem în locația acestui proiect finalizat. Bun. Încercați acum să vă dezvoltați, nu vă opriți. Înțeleg că ați accesat un fond european, pe fonduri europene, o altă măsură prin intermediul unui GAL. E vorba de GAL-ul Argeș, da. Argeșul de Mijloc. Da. De ce sumă vă... În industria cărnii, dar și în general în orice afacere, după părerea mea, nu te poți opri la investiții, pentru că apar noi tehnologii, noi cerințe pe piață, gen, în cazul nostru, ambalările și
produselor pe care le comercializăm în lanțurile de magazine și sigur că ne legăm de orice oportunitate de a accesa fonduri europene. Vă ajută să vă diversificați gama de produse sau de ce? Diversificăm și gama de produse, gen produse ambalate, feliate și ambalate. Acum mai nou toate, aproape toate produsele trebuie să ambalate, mai ales în lanțurile de magazine, retail-uri, cum se numesc. Câte produse aveți în acest moment pe flux? Aproape 80 de produse. Carne și preparate din carne. Produse proaspete, produse fierte, afumate și specialitățile și afumăturile. Mergem să le vedem și noi? Mergem în fabrică, sigur că da. Orice flux tehnologic începe și cu materia primă. De unde o procurați? Suntem în punctul de primire a materiei prime din abatorul nostru, practic. Ce capacitate are abatorul? Capacitatea abatorului este de 300 de porci pe zi. Și materia primă provine de la producătorii din zonă? Materia primă provine, sigur că da, din, în primul rând din județul Argeș, dar și din sudul țării, practic, până la Constanța. Sunt firme și producători de carne de porc până în zona Constanța. Iar aici suntem în zona unde deja carnea a fost transferată în fabrica de procesare. După cum se vede în partea stângă aici, avem un depozit de carcase de porc. Carcasa de porc refrigerată, gata pentru tranșare. Am ajuns în secția de tranșare. Deci în secția de tranșare este operația de practic separarea cărnii după os în mai multe sortimente, și anume pulpă, cotlet, mușulet, de exemplu, la porc. Practic, după aceea carnea merge mai departe unde este conservată prin sărare sau frig, prima conservare ori prin sărare, ori prin frig, după aceea fierbere și afumare. Ce urmează să mai vedem? Prima fază de menținere a produselor care merg în continuare în procesul de fabricație. Este zona în care se conservă carnea, înțeleg, aici? Exact, da? Prin frig și sărare. Este în prima fază unde stă în saramură. Doar exemplu, saramură? Nu mai există nimic altceva în această soluție? Exact. Apă cu sare, după cum observați, acolo avem slănină, acolo avem pulpă de porc din care va fi făcută pastramă, de exemplu. Aici avem un pieptul rezultat din tranșarea porcului și vom obține un piept presat, un kaiser și așa mai departe. După cum observați, porcul are și picioare. Deci este rezultatul tranșării și aceste picioare sunt și ele tot în saramură și vor fi valorificate după aceea prin afumare, fierbere și afumare. Cât timp stau aceste bucăți de carne în această soluție de saramură? 7 zile. 7 zile? 7 zile trebuie, ca să-și ia sarea necesară. Bun, mergem vedem și... în spațiu de tocare. După cum vă spuneam, fabrica respectă normele europene, suntem unitate de categoria A și avem posibilitatea să facem și schimburi intracomunitare. Această categorie de unitate A am obținut-o după finalizarea proiectelor SAPART din 2008. Practic, această unitate din 2008 este unitate de categoria A. Categoria A ce înseamnă? Trebuie să îndeplinească ce condiții? Îndeplinește absolut toate condițiile de siguranță alimentară. Despre asta este vorba, cu implementarea de igienă. Și de igienă, bineînțeles. Păi asta înseamnă siguranța alimentară, asta înseamnă, sigur că da. Da. Acum suntem în secția de prima fază de tocare, să spunem, a cărnurilor și după aceea faza de umplere. Bun, suntem în secția de umplere, exact. Înțeleg. Ce se întâmplă mai exact? Deci, materia primă este băgată în acest utilaj, și după cum vedeți, este introdusă pe membrane. Membrane naturale sau membrane artificiale. Membrane naturale sunt mațele de porc sau de oaie, sau membrane naturale sunt practic tot dintr-o materie, unele chiar comestibilă, colagen se numește. Bun, dacă tot suntem la secția de umplere și chiar vedem acum cum se umplu crembu, știi? Exact. Știți foarte bine, dați-mi voie să vă întreb treaba asta. Există un întreg folclor pe tema crembuștilor, cum că ei ar conține foarte multe substanțe dăunătoare sănătății. Ce conțin mai exact crembuștii pe care dumneavoastră îi faceți? Dom'le, asta este o... cei care, după părerea mea, nu cunosc fenomenul,
Crem vâși de porc, să, practic, sunt produs numai din carne pur lucru. Carnea pur lucru, în termenii populari, este carnea care rezultă după tranșarea unei carcase de porc, mai puțin pulpa, cotletul și mușchiulețul. Deci carnea lucru din care fac gospodinile noastre sarmalele, de exemplu. Am înțeles, conține și carne și grăsime. Da, și procentul de carne grăsime 70-30 sau 60-40. Dar sunt și cremuși care se numesc și se regăsesc pe etichetă, cremuși de pasăre. Ce conține aceea? Carne de pasăre. Inclusiv acea carne, o parte, un procent din carne obținută mecanic. MDM, acel MDM, MDM, da, masă de sosată mecanic. Este o pastă care ce conține? Spuneți-ne, vă rog. Carne obținută mecanică înseamnă că după carcasa de pasăre se obține carnea care n-ar putea fi dezosată cu mâna sau cu cuțitul, decât printr-un aparat. Se bagă într-un aparat la 180 de atmosfere și rezultă substanța uscată într-o parte și carnea respectivă, pasta respectivă, care practic, vă imaginați la 180 de grade, că este o pastă, sigur că da. Dar ea, care are un aport nutritiv mult mai scăzut, să spunem treaba asta. Este reglementat prin legislație ca acest MDM să bage numai într-o anumită cantitate. În care este acea cantitate? 20%. Maximum 20%. Maximum 20% în rețeta respectivă. Dar spuneți-mi, producătorii sunt obligați să menționeze acest lucru pe etichetă? Regăsim pe etichetă procentajul de MDM? Trebuie să regăsească. Este obligatoriu. Bun, și acum dacă avem de ales... Și prețul, să știți. De aceea, diferit de prețul, dacă observați în magazine, găsim cremuri mai ieftine. Conțin acele MDM. Bun, în primul rând eticheta și în al doilea rând prețul ar trebui să ne ajute să alegem un produs de calitate față de unul mai puțin, mai slab calitativ. Trebuie să înțeleagă fenomenul. Dintr-un rezultatul unei carcase de vită sau de porc, rezultă mai multe calități. Dacă facem cremvuști și respectăm rețeta 65% pulpă de vită, deci carne de vită calitatea întâia, care înseamnă numai pulpă de vită, și 35% slănină. Dar se pot face și cremvuși, dar asta trebuie să specifice pe etichetă. Cremvuși din vită calitatea 2. Vita are și calitate și rezultă vita 2. Dintr-o tranșare rezultă vita 1, vita 2 și vita 3. Dar trebuie specificat. Ce facem cu celelalte adausuri? Pentru că știm foarte bine că asta e. Da. În rețetă trebuie să adăugați și conservanți. Condimente și conservanți. Pentru a valorifica produsele pe care le facem și nu numai noi. Asta este industria alimentară. Deci trebuie să dăm o garanție produsului respectiv și atunci sigur că se bagă acești conservanți în limitele legale. Și acestea sunt prevăzute prin legislație și suntem obligați să reflecte pe etichetă. Dar asta nu înseamnă că face rău. Deci atâta timp cât sunt permiși de legislație și se folosesc procentele legale, nu dăunează sănătății, spuneți dumneavoastră. Nu dăunează sănătății, sigur că da. Ne aflăm în secția de tratament termic. Este o fază în care conservăm produsul prin fierbere și afumare și este foarte, foarte important. De ce? După cum observăm aceste utilaje, în aceste utilaje se face și fierberea și afumare. De fapt, sunt trei faze. Zvântare, fierbere și afumare. Totul este controlat prin calculator. Aceste date de temperaturi, umiditate și afumare sunt înregistrate și le vedem și peste un an de zile. Peste o săptămână, peste două săptămâni știm că lotul X a fost făcut în data D, la ora D. Dacă cumva, Doamne ferește, se întâmplă ceva și avem o neplăcere sau un neajuns. Și aveți o evidență a ceea ce ține de siguranța alimentului. Este obligatorie. Se numește transabilitatea cărnii, produsului. M-ați întrebat de o secție de crudități. Produse cruduscate. Avem o secție mică, vă spuneam, care este formată din două părți. O parte unde stau produsele timp de o săptămână, conservare prin fum, și o parte
de maturare, unde stă produsul 3 săptămâni, după cum observați aici. În ce condiții? La rece sau cum? Este un mediu controlat. Umiditate și temperatură. Deci acest calculator de aici, prin aparatura pe care o vedem, îi dă și umiditatea și temperatura necesară, sigur. Ce produse avem repede, doar menționăm? Salamuri, ce mai? Salamuri și cârnați, și aceea este ceafă cruduscat. Cruduscat, da. Bun. Am ajuns în secția unde aveți ultima achiziție, da? Deci utilajul pe care l-ați achiziționat prin GAL. Exact. Este utilajul, se numește mașină de tocat și porționare, practic o linie de carne tocată și pastă de mici. Este acționat prin acel program GAL, grupul de acțiune locală, pe zona noastră. Pe măsura? Pe măsura 1, 2, 3. Aveți și magazine proprii? Nu avem decât 3 magazine proprii. Una aici, chiar la fabrica de mezeluri, și unul în Ștefănești, unul în piața centrală din Pitești. Ne aflăm în secția de ambalare. Secția de ambalare este momentul final, da? De unde pleacă produsele spre magazine. Pe ultima fază. Practic aici le ambalăm, le depozităm într-un depozit FIFO, se numește primul intrat, primul plecat. Acolo, după care se formează comenzile și pleacă pe piață. Bun, avem în spate un produs care vă reprezintă, tractor, înțeleg? Produsul tractor. Avem câteva produse tractor și printre ele unul este acest produs, se numește cârnați radic. Este un produs, dacă îl numim tractor, asta înseamnă că după el tragem toată fabrica. Bun, am văzut fabrica, o fabrică într-adevăr de nivel european, cu toate secțiile foarte bine puse la punct, care respectă toate normele europene. Vă întreb, când veți închide acest lanț? Când veți adăuga și partea de materie primă? Vă gândiți la aspectul ăsta? Avem în perspectivă înființarea unei ferme de porc și unei fabrică de nutrețuri concentrate, să ne asigurăm cel puțin un 34% din capacitatea noastră de sacrificare și de procesare. Asta pentru a menține, zic eu, un preț rezonabil în zona de vârf a vânzărilor noastre, și anume în zona Crăciunului și în zona Paștelui, când de obicei produsele la noi se scumpesc în loc să se ieftinească, din păcate, sau măcar să reușim să menținem prețul. Și atunci, măcar în perioada aia, atunci să ne asigurăm materia primă ca să nu scumpim. Când veți adăuga această verigă în afacerea? Într-un an de zile va fi la cheie. Într-un an de zile veniți să vedem și ferma. Vă rog, să vă rugăm. Mulțumim! Keep pulling up.
un iubitor de flori și a transformat pasiunea într-o afacere înfloritoare. Spre deosebire de bulbii aduși din străinătate, bulbii produși de el, să știți că înfloresc sute de ani și se auto-înmulțesc. Este un lucru special, nu? Imaginați-vă, facem un exercițiu de imaginație, un câmp plin de lalele înflorite. Asta ar însemna miliarde de bulbi și 100 de soiuri. O minune a lui Dumnezeu, nu-i așa? Pe o piață dominată de florile din Olanda, există un român care și-a propus să producă și să comercializeze bulbi. Bulbi românești și nu orice fel de bulbi. Bulbi produși în sistem ecologic. Stăm de vorbă cu domnul? George Bundă, îmi pare bine. Mă bucur să vă cunosc și aș vrea să ne spuneți care este diferența între bulbii românești și bulbii din import. Păi, bulbii din import procrează un singur an, adică au înflorirea garantată de străini și în general și de olandezi în mod special, o singură dată. Pentru noi asta a constituit o provocare. Vrem ca bulbii făcuți de noi aici să înflorească ca și în Poiana Narciselor sute de ani. Să se mulțească în mod natural și să nu aducem niciun amestec chimic în toată această producție. Ce v-ați propus să aduceți pe piața românească? Această noutate în care să demonstrăm că se poate și la noi și că se poate în condiții mai bune. În condiții mai bune, în sensul care rezultatul final, nu neapărat condițiile, cred că m-am exprimat un pic greșit, rezultatul final să fie cel pe care și-l dorește omul. Adică dacă olandezul ne spune, domne, sunt obligat ca să vând și la anul, dacă ți-aș vinde acum 10 bulbi la anul, probabil că ai avea 30 de flori și peste 2 ani și așa mai departe. Prin aritmetica simplă. El nu vrea chestia asta pentru că nu-și mai vinde produsul. Nu? Anul viitor nu mai vine nimeni să cumpere de la el și atunci îmi spune George, sunt obligat să-i tratezi chimic, să-i tratezi genetic în laboratoarele mele ca să nu moară această piață noastră. Suntem câteva, producem niște miliarde de bulbi și trebuie vânduți. Totul se reduce la piață. Ce specie aveți? Cine le face pe toate nu face nimic bine. Noi facem numai lalele, zambile și narcise. Deja avem peste 100 de soiuri de lalele. O să vă invităm în primăvară să vedeți despre ce e vorba. Cam aici. Pentru că toți suntem în perioada toamnei și este momentul lor cel mai potrivit pentru plantare. O să vă rog să ne spuneți ce metodă ați adoptat dumneavoastră, cum plantați bulbii, care ar fi regulile la plantare și la creștere. Da, lalelele în general și ale noastre în mod special sunt niște flori fără pretenții. Deci le trebuie un minim de sol bine drenat, preferabil un soi nisipos. O condiție esențială e ca ele să aibă soare. În rest, nu necesită tratamente chimice sub nicio formă și nu recomand nimănui să facă așa ceva. Se plantează la 10 cm adâncime, 10 cm distanța dintre plante. Tot aritmetic vorbind, pentru efect maxim trebuie să fie în jur de 100 de flori pe un metru pătrat, designate frumos, eventual mărginite de zambile, de narcise, făcute niște jocuri de culori, pentru că situația permite și frumusețea lor recomandă așa ceva. Trebuie să le udăm pe perioada toamnei, iernii? Nu recomand udarea decât dacă este un an foarte secetos, să spunem, domne, nu sunt zăpezi, nu sunt, în rest nu recomand udarea. O singură dată la plantare și după aia văzut cum evoluează floarea, dar în mod normal nu trebuie scudate. Bun, spuneați că cultivați, produceți acești bulbi în sistem ecologic, bio. Definiți puțin sistemul acesta, pentru că mai rar întâlnești la bulbi și mai rar se vorbește despre bulbi bio. Da, nu prea se vorbește, pentru că în România lipsește cu desăvârșire tehnologia, de asemenea lipsește și experiența și așa mai departe. Bio ce înseamnă? Pământul nostru de la Dumnezeu e foarte bun, da? Un pic de gunoi de graj, dar pentru aceste flori numai foarte, foarte, foarte bine uscat, adică trebuie să aibă cel puțin 2 ani vechime, da? Și
În rest, recomand personal mutarea culturilor, pentru că în anumite procente se cătuiește solul de nutrienți, chiar și la leaua, la fel ca orice altă plantă care... Rotația culturilor, da, rotația culturilor. Bun, să ne explicați cum se înmulțesc bulbii și care este parcursul lor până la acest moment al plantării. Categoric. Deci, bulbii, așa cum vă spuneam mai devreme, o să vă arăt practic, fiecare om poate să facă în curtea lui, își sapă pământul bine, da? După care vine cu bulbul, îl înfige în pământ, următorul, aproximativ 10 cm, un lat de palmă, poftiți, și așa mai departe. În momentul când vom tăia floarea, ideal e să avem grijă să tăiem numai tija florii, pentru că floarea respectivă prin tija ei s-a hrănit din acest bulb. În momentul când noi lăsăm frunzele, intervine fenomenul invers, bulbul se va hrăni din frunzele respective. Se lasă frunzele până ce ele natural se resorb, adică se usucă, după care se scoate acest bulb și va avea încă doi bulbili, copilașii lui. Se separă și neapărat trebuie păstrați până în luna octombrie într-un mediu rece, rece însemnând între 15 și 18 grade, 19 grade, un mediu rece, dar neapărat uscat și ventilat. Deci bulbul nu e o chestiune perisabilă, el nu e un element natural sensibil, dar are nevoie... Trebuie să respecte anumite condiții. Neapărat de aceste reguli care trebuie respectate. Deci să nu fie mediu umed, să nu fie mediu călduros și, așa cum v-am spus, ideal 15, 17, 19, maxim 20 de grade, ventilat, într-o pivniță unde circulă aerul și așa mai departe. Și veți avea flori frumoase și sănătoase. De ce ați ales această metodă de a cultiva înlădite? Lipsa utilajelor de recoltare. Lipsa utilajelor de recoltare. Neexistând tehnologie în România, neexistând tradiție în România. Noi fiind primii producători de bulbi, am găsit această inovație cu lădițele pe care le vedeți aici, ajutându-ne ca după epuizarea culturii să avem bulbii deja structurați perimetral și să-i putem cultiva pentru anul viitor în condițiile pe care vi le-am descris mai devreme. Să mai spunem că la momentul plantării, da, să ținem cont ca bulbul să fie orientat, da? Va fi orientat cu fața în sus. Prin natura excepțiilor, dacă el va cădea un pic într-o parte, nu e niciun fel de problemă. Cei 10 cm care acoperă bulbul îi permit lui să vadă soarele și el încet, încet se va întoarce tot către lumină, într-un mod natural. Da? Și floarea va ieși dreaptă, frumoasă și sănătoasă. Vă mulțumim! Cu drag! Mulți dintre cei care ajung în zona Neamțului caută liniștea și savoarea bucatelor adevărate, tradiționale românești într-o pensiune unde să te simți ca la mama acasă. Cea care a pus bazele acestei afaceri a făcut-o și cu un scop, să-și aducă familia plecată peste hotare să muncească aici, la noi acasă. După o incursiune în județul Neamț, ne-am oprit la o pensiune, deși este într-un mediu rural, surprinde prin eleganță. Ne-am adăpostit de frig mai mult, am venit la dumneavoastră cu gândul de a rămâne pentru o noapte și cred că vom rămâne pentru două. Deja am cunoscut-o pe doamna Maria, o să vă fac cunoștință cu această doamnă extraordinară, care ne-a surprins prin ospitalitate, prin dorința de a ne prezenta mediul în care și-a dezvoltat afacerea, o doamnă extrem de întreprinzătoare și pe cât de întreprinzătoare este, pe atât de dăruită familiei. Bună ziua și să facem puțin cunoștință și să ne spuneți când ați început această activitate, de când sunteți în domeniul acesta al turismului. În primul rând, vă zic bine ați venit la pensiunea Beatrice. Sunt încântată de prezența dumneavoastră, întrucât avem această afacere turism, începând din 2013, când noi am deschis pensiunea, în decembrie pe 28. Spuneți-mi, cum ați început această pensiune și de ce v-ați implicat în domeniul turismului? De unde această idee?
Vreau să spun sincer de unde mi-a venit această idee. Eu, lucrând în calitate de contabil la primăria din această comună, având în derulare proiecte în cadrul primăriei, și totodată ideea este, mi-a venit, având 3 copii, copiii plecați peste hotare, Spania, Irlanda, atunci mi-a venit ideea să fac ceva ca pentru copiii mei să întoarcă România. Având acest teren, băiatul cel mare, Mircea, cumpărat, am încercat să-i contactez atât pe el cât și pe Nora, pe Mădălina, și să le fac o întrebare dacă pe acel teren ar vrea să facă o afacere cu gândul să se întoarcă în România. Luând legătura cu dânsii, mi-au acceptat, lăsând tot, deci, ideea, proiectele da, pe spatele lui mama. Eu, analizând împreună cu un domn consultant de la Iași problema atât a spațiului cât și gândindu-mă la un studiu de fezabilitate, să ne gândim la ce prețuri, la ce costuri ne-ar ajunge, după un final am dat răspuns copiilor, la care dumnealor a fost de acord și am primit ok-ul. Am accesat fonduri europene, fiind în temă despre fonduri europene, pentru că aveam contact și în cadrul primăriei cu fonduri, m-am gândit să fac și cu copiii mei. Băiatul Mircea a cumpărat acest teren în ideea să-și facă un servis, un servis modern, fiind lucrează și în Spania la servis mecanic, și a zis că va veni în România să-și deschidă el o afacere prin servis. Da. L-ați dejucat planul, ca să spun așa, pentru că dumneavoastră ați avut o altă idee. Și da, eu i-am sugerat ideea că poate să-și deschidă și afacerea cu servisul spălătoriei, ce vrea el, dar în spate să construim o pensiune, pentru că afacerea merge când ai mai multe obiecte de activitate. Și atunci au fost de acord, au venit în România să semneze actele și tot ce a fost pentru implementarea proiectului. Totul a decurs foarte bine. Vizitele care le-am făcut eu la dânsi în Spania, cunoscând și statul spaniol și oamenii, și m-a făcut să muncesc foarte mult și să înțeleagă că viața pentru ei este tot în România. Pentru că într-o țară străină, orice facultate o ai avea nu este prețuită și apreciată. Deci acolo te consideră tot sclav. Și atunci eu, gândindu-mă că trebuie să se întoarcă toată familia în România și eu să le încep și să le progresez o mică afacere, ca ei să le atragă să se întoarcă în România. Eu m-am gândit că câtă putere mai am până o ieși la pensie, să le fac această mică afacere, și gândindu-mă că el, fiind băiatul cel mai mare, o să-și atragă și ceilalți frați, nepoți, soră, și să lucreze tot în familie, că e frumoasă o afacere în familie și să fie oameni înțelepți și înțelegători. Revenind la pensiune, spuneam puțin mai devreme că dumneavoastră aici oferiți turiștilor tot ceea ce aveți la dispoziție. Mâncare naturală, ecologică, rețete proprii. Devoala-ține puțin și spuneți-ne cu ce îi întâmpinați pe turiști. Ce vă face atât de special în zona aceasta? Deci, ca să mă exprim corect, eu înțeleg pensiunea la mama acasă. Deci este această expresie pe care să o înțeleagă toată lumea. Pensiunea este la mama acasă. Prin ce? Eu am zis exact ce spuneam, iată. Deja avem aici o parte foarte mică din produsele proprii ale dumneavoastră. Ce avem aici, doamna Maria? Avem o dulceață de fragi. Făcută chiar de dumneavoastră? Făcută de mine aici în propria gospodărie. Dulceață de căpșuni, dulceață de nuci verzi, dulceață de afene, dulceață de zmeură, dulceață de cireșa mare, dulceață de
fragi. Ce să vă zic, noi avem foarte multe soiuri de dulceață din propria gospodărie. Deci, din momentul când apar fructele, din primăvară și până în toamnă, eu personal mă gândesc să fac tot ce e mai gustos, tot ce e mai plăcut să primesc turiștii. Eu consider turiștii copiii mei. Ați făcut-o deja și pentru noi, dar vreau neapărat să le spunem și celor care ne privesc de acasă, cu ce ne-ați primit pe noi aici. Eu pe dumneavoastră v-am primit doar cu produse naturale, toate aici pregătite în bucătăria pensiunii, lapte bătut de la mama de acasă, o vișinată, o palincă, care această palincă este din fructe, tot felul de fructe, mere, pere, prune. La dar care, văd că are ceva în interior. Da. Ce se? Deci, pentru a da un gust plăcut acestei palinci, noi achiziționăm o plantă care se găsește pe muntele Ceahlău. Despre ce plantă este vorba? Se numește schinduf. Această plantă este... Da, este... Este practic o rădăcină, care se pune în palincă și dă o culoare și o aromă bănuiesc. Și o aromă plăcută. Deci atât pentru gustul celui care vine și servește la noi, cât și pentru sănătate. E foarte bună. Ce proprietăți deci, ar proprietăți avea? Pentru poftă de mâncare, pentru copilași e foarte bună. Pentru planta, nu palinca. Și palinca, dacă poți să le dai la copii, eu o să vă dau rețeta completă. La un kilogram de palincă se pune 10 grame de rădăcină, de schinduf, apoi se pune 2 lămâi tăiate mărunt, și să pune în palincă. Tot cu coajă. Se pune o linguriță de propolis și 15 grame de mere de albine. Ei, se lasă, se amestecă foarte, foarte bine sticla, se bate bine, bine și după care se lasă la măcerat timp de o săptămână la întuneric în cameră, după care se scoate și se iară, se agită foarte bine și se dă la copii, la oricine, câte o linguriță dimineața sau chiar câte o lingură la noi, la adulți. Este foarte, foarte bun pentru digestie. Ce să mai avem afinată, care în fiecare an, deci nu ezit să nu fac afinată, tot așa cu palincă, deci pui doar numai afinele și cu zahărul și a doua zi pui palinca și ți ies acest conținut, care e foarte gustos și vreau să întâmpi toți turiștii cu tot ce este natural. Și o să le fierb vin fert din streșinică, pentru că asta e tradiția la noi, și o să le fac o mămăliguță mare cu brânză de oi și o să le brânză cu smântână și o să le aduc toate murăturile asortate care le am, începând de la pepene murat, castraveți, roșii, gogonele, gogoșari, deci tot ce am mai bun și ce am pregătit pentru dumnealor, să se simte bine, să vadă cum se face o pastramă la cuptor, să vadă cum se face la noi caltaboșul, cum se face toba, cum se fac cârnăciorii, o să iau și din grup și o să-i dau în bucătărie să ne ajute și ei. Inițiați și în bucătărie. Și în bucătărie. Așa, o să le fac alivinci, nu știu dacă știți, deci este o turtă pregătită din mălai și smântână, care și făină de grâu, care se bagă la cuptor și se scoate caldă și le fac acel sos de smântână, care tot atunci o pregătesc, o să le fac pelincuțele Maicii Domnului, care la fel o să le fac în prezența dumnealor să vadă cum se pregătesc și cum o să le servesc. O să le fac la cuptor, că noi avem un cuptor adecvat aici afară cu tot ce este necesar pentru copt cozonacul, pentru copt plăcintele, poale în brâu, tot ce este bun și
să încânte pe turiști, o să le scot și o să muncesc alături de ei, să încânt și să simtă atât de bine, să încarce energia, să vină peste un an să spună că iară vor să-și încarce energia la pensiunea Beatrice. Am spus la majoritatea turiștilor că vreau să scot din meniurile românești felul 2 unde mergi grătare. Nu. Haideți să pregătim o mâncare în casa noastră. Mâncare pregătită. Tradițional românească. Tradițional românească. Sunt așa multe. Noi avem gulaș de vânat, avem tocăniță de berbecuț, tocăniță de purcel, pui cu smântână, sărmăluțe. Deci avem fel de fel de preparate în casă. Ne gândim... Eu mă gândesc zilnic, pe o zi, pe alta, ce să le pregătesc. Poate apare un grup, poate să am tot timpul pregătit pentru ei. Și apoi mai am, iar o plăcere a mea, le fac turte la ceaun în loc de pâine sau chifle. Dar majoritatea, cum începe frigul, le pun la plită afară și le fac turte la ceaun, care această turtă conține făină de grâu, deci cu puțină tărâță, deci nu numai albă, așa, deci cum zicem noi, calitatea a doua, unde adaug cartofii și puțin porumb și le fac niște turte. Am clienții mei de la Ocolul Silvic, din Gârcina, care iarna asta mă întreabă, venim, aveți turte la ceaun? Și asta le fac în continuare, că mi-e drag și îmi plac și mie. Deja cred că ne-ați răsfățat și pe noi și ați răsfățat cu siguranță papilele gustative ale tuturor turiștilor care v-au trecut pragul. Mai am o singură curiozitate. Vă vin copiii de sărbători acasă? Deci, din discuția care o am cu ei, nu vin. Deci, nu că nu ar vrea să vină, nu pot să vin acasă pentru că încă mai au rate datorii la acest proiect și trebuie totuși să mai fac o economie la bani ca să poată să-și achite tot ce au avut pentru acest proiect și atunci când vine acasă să știe că vin degajați și nu vin cu restricții că nu pot să cheltui atâția bani, că nu-mi permit. Atunci a hotărât să stea, poate au planificat alte planuri în Spania de sărbători, încă nu am discutat cu ei problema asta, dar ce să le zic, nu pot să forțez nota pentru că fiecare familie își știe bugetul lui. Deja eu am, prin executarea acestui proiect, am forțat puțin nota cu ratele lor și regret acum că nu am știut nici eu ce mă așteaptă, dar sperăm că bunul Dumnezeu ne vor ține sănătoși și vom putea trece peste aceste cheltuieli, le vom achita și peste cât timp să fim și noi fără emoții că avem rate la bancă și vom merge bine. Noi avem încredere că Dumnezeu nu o să ne lase. Al nostru va fi mereu. Aici trăiesc românii lăsați de Dumnezeu. Ne prindem braț la braț, toții ca frați. Ardealul este românesc. Ne prindem braț la braț, toții ca frați. Ardealul este românesc. Hai să fim ca frații, să nu poată alții să ne stăpânească țara românească. Pământul acesta cu sânge-a fost stropit, pentru această glie părinții ne-au murit. S-au spulberat ca pleaba la iernut și la oarba, Ardealul este românesc. S-au spulberat ca pleaba la iernut și la oarba, Ardealul este românesc. Hai să fim ca frații, să nu poată alții să ne stăpânească țara românească. Vom ce
cedea din țară o palmă de pământ. Ardealul e-a nostru și asta-i legământ. Unire și frăție în veci de veci să fie. Ardealul este românesc. Unire și frăție în veci de veci să fie. Ardealul este românesc. Hai să fim ca frații, să nu poată alții, să ne stăpânească țara românească. Muntenia Moldova sunt vetre strămoșești, la fel ca și Ardealul pământuri românești. Unire și frăție în veci de veci să fie peste pământul românesc. Ne dăm cu toții mâna, trăiască România, pământul nostru strămoșesc. Hai să fim ca frații, să nu poată alții, să ne stăpânească țara românească. Hai să fim ca frații, să nu poată alții, să ne stăpânească țara românească. Cam atât pentru astăzi, dragii mei. Vă mulțumesc că ați venit la întâlnirea noastră. Vă aștept și săptămâna viitoare. În seara asta petreceți, nu? Dumnezeu să vă dea sănătate, că e mai bună decât toate. Și nu uitați că lumea satului este și lumea noastră. A mea, a ta, a ta și a ta. Oriunde ne-am afla. Toate bune!